cu nucă. De aici ies 4 cozonaci. Rețeta la cozonac cu nucă, 1 kg de făină, 8 ouă, dar numai gălbenușurile, albușurile le bateți cu nuca, albușurile cu zahăr și cu nucă, deci 8 ouă, 8 gălbenușuri. Deci, după ce a spus, mâine o să vă arăt rețeta, o să vă arăt cum se face aluatul. Acum este aluatul idospit. De aici tai pentru 4 cozonaci și fac acum albușul cu nucă. Asta este umplutura la nucă. Deci, albușele de la Săbați, cu albușele de la 8 ouă care le-am folosit la aluat, le bat cu măr, cu 300 de zahăr, un pic de rom. Romul dizolvă zahărul, așa, și pe urmă, cu o paletă, amestec cu nuca. Papi, domnul. Tapinele cozonac, nu. Gata, nu-l mai bat și amestec cu nuta. Să arăt cum se amestecă cu nuca. Acum. De se pune nuca și se amestecă cu o paletă, frumos, deci nu mai batem cu mixerul. Încorporăm nuca în albuș și pe urmă cu asta umplem cozonacii. Și deasupra la nuca punem stafidele. O să vă arăt la. Deci cozonacii sunt din 1 kg de făină, 8 gălbenușe, adică 8 ouă, că albușele le folosim la așa, cam 500 de lapte, de mililitri de lapte. Laptele în funcție de ouă. Cu cât pune mai multe ouă, cu atâta laptele e mai puțin. Și 200 de unt, 200 de zahăr, frământă bine cu. Eu îl frământ cu paletele de la mixer. Aluatul o să vi-l prezint mâine când o să fac alți cozonaci pentru. Am o comandă pentru cineva. Deci, așa vine nuca, se amestecă frumos, așa cu albușul. 300 de nucă măcinată și vine la 8 albușe 300 de zahăr. Dacă vreți mai dulce, puteți să puneți zahăr mai mult. Asta e toată. Îl împart în 4, cam așa, după nu cântăresc niciodată, după ochi. Așa. Deci de aici 4 cozonaci. Să știți că întind întotdeauna cu ulei pe blatul de lucru, nu pun. Uite, de aici o să mai tai puțin, pentru aici e mai puțin. Așa, deci așa am învățat la mama și așa fac și eu. Deci nu cu făină, puteți pune și făină, normal, să întindeți și cu făină. Arată bine. Și acum am pun un pic de ulei pe. Și uitați ce bine se întinde. Facem un triunghi.
Deci, cam cât e tava de... Tavile mi le-am pregătit. Cam cât e tava de lungă, tava de cozonac. Eu am 4 tăvi cam la fel și bag 2 odată la cuptor. Ăsta e cam de 1 centimetru, lăsați, nu lăsați să fie gros. Uitați ce bine se întinde cu ulei, cu făină se lipește de masă, se lipește de toate. Deci cam atât am de blatul de lucru, de tot. Așa arată foaia. Pun pe foaie nuca cu albușurile. Vedeți să o împărțiți cam în patru părți. Deci vroiam să vă zic că nu pun în albușuri absolut nimic în afară de nucă și aveți grijă să nu bateți nuca cu albușurile. După ce ești bătute albușurile, nuca o întind, o răsturnați frumos. Așa, întind, nu pun cacao, că tot așa am învățat. Ăsta e simplu, cozonac simplu, nu-i... Care e cu cacao, e cu cacao. Dar pun în schimb stafide, o să vă arăt. Mai pun un pic de nucă, că îmi place să fie cu nucă. Să aveți grijă, nici prea multă, că ea să umflă cum e umflată de la chivi să crapă. Așa. Și stafide și pun niște stafide să fie printre... Dați așa. Dacă îl faceți numai cu stafide, vedeți când frământați aluatul, după ce l-ați terminat de frământat, puneți stafidele. Că atunci să crească odată cu el, dacă îl faceți numai cu stafide. Dacă îl faceți așa cum îl fac eu, cu nucă, are stafide, are strugurile, nu scurățate, probabil, ca lumea. Așa, și acum vine rulat. Suficient, că nici din este nu-s prea... Deci cu nucă multă, să știți. Îndoim un pic partea asta ca să nu ne iasă în părți afară, deci un pic. Și în partea asta. Și acum începem și rulăm. Începem așa și rulăm așa. Nu-l apăsați prea tare să iasă nuca afară. Că el mai crește și în tabă, știți? Deci, așa vine cozonacul cu nucă. Nu mult ulei, puneți numai așa puțin ulei. Și răsturnați în tavă. Cu partea, dacă se poate, asta de jos. So. Așa arată rulada de cozonac. Și acum o pun în tavă. Tava, mi-am pus hârtie în tavă. O pun așa, ca să pot să răstorn. Așa. Așa arată în tavă. Pe urmă vine dat cu... ou și l-a lăsat un pic în tavă să crească și în tavă. Un ou bătut și pun o lingură de zahăr și ung cozonacii. Cozonacii cam trebuie să stea cam 20 de minute
Ăștia au stat, ăștia mai stau 20 de minute în tăvi. Deci dintr-un kilogram de făină mi-a ieșit ăștia 4 cozonaci. Acum am pus și o lingură de zahăr ca să caramelizeze frumos deasupra. Și acum un cozonaci, arăt imediat. Eu pe ăștia, pe alții mei las puțin, că ăștia bag la cuptor acum. Că o dospit și aici cam 20 de minute. În taba de cozonac. Uitați, așa se ung. Sunt frumoși. Deci sunt niște cozonaci foarte buni și foarte simplu de făcut. Deci nu trebuie să stați să frământați la ei cu ore în șir sau minute în șir, cu mixerul, cu paletele alea groase, să pot face liniștit. Așa, să lasă la 5 minute la temperatura de 200 de grade și pe urmă să dă la 180 și 45 de minute să scoace la 180 de grade. Cozonaci, acum i-am scos doi dintre ei, așa arată. Și acum îi pun să răcească la temperatura camerei, să nu-i băgați în nimic, ai lăsați la temperatura camerei. Așa arată cei 4 cozonaci dintr-un kilogram de făină. Cozonacul, mâine vă arăt și aluatul la el. Deci așa arată cozonacul, gata. Poftă mare. Poftă mare.